Suntem acum din nou în legătură directă cu cei doi să ne spună cum s-au relaxat măsurile de restricție în Italia. Hei, ciao! Noroc! Salut! Ciao! Ciao! Ce fac brutarii, prietenii noștri care în perioada pandemiei au ținut brutăria deschisă și au livrat în acea perioadă chiar foarte multe lucruri gratuite. Da, este adevărat. Cum e în Italia acum? Care e atmosfera? Acum e mult mai relaxate sunt persoanele. Poți să ieși să-ți duci copiii la plimbare, poți să ieși cu mașina să-ți faci cumpărăturile mai des. Trebuie neapărat să ai mască cu tine, trebuie să respecti regulile în continuare. Da, oamenii viața își urmează ritmul cursului normal. Da, oamenii vin acum la brutărie? Da, da. Numai că ei intră câte unul, maxim două persoane, gel, mănuși în mână când intră și mască, obligatoriu. Altfel nu poate să intre. Dar voi continua și în această perioadă să ajutați familiile nevoiașe? Această săptămână a fost ultima, pentru că s-a deschis faza a doua, am făcut-o pentru două luni și jumătate. Dar în continuare ducem la bătrânii noștri, avem niște familii care stau lângă noi, vărul meu ia 10 pungi, eu 10 și le ducem noi la urmă. Facem în continuare acel act de caritate, doar că îl facem la un nivel mult mai scăzut. Nici autoritățile nu ne lasă. Nu ne lasă că trebuie să facem bon fiscal, iar nouă nu ne convine, ne-au lăsat ăsta două luni și jumătate cum ar veni primarul orașului, dar nu poți să mai faci, pentru că legea nu te lasă. Ar trebui să plătim o taxă pentru cadourile care le dăruim. Da, nu mai face niciun sens. Nu. Da. Deci ne obligă să închidem actele de caritate. Important e că ați ajutat și că iată mai sunt oameni pe care îi ajutați în această perioadă și oameni de care sunteți alături. Și la Paștele nostru și la Paștele lor am dat și ouă copiilor, am făcut ceva și mai mare. Am făcut o asociație aici între patroni, cum ar veni, și am făcut ceva și mai frumos și mai mare. Dar știți ce vreau să vă întreb? Cum a reacționat comunitatea când a văzut gesturile voastre? Foarte bine. Am primit multe mesaje de încurajări, de mulțumiri pentru că facem aceste acte de caritate. Chiar foarte multe mesaje și cereri de prietenie, foarte multe, ne-am simțit ca două VIP-uri. Le mulțumim la toți și chiar și clienții, mulți s-au întors din italieni, văzând că am făcut aceste acte de caritate. S-au întors la noi și au început să vină la noi să cumpere pâine, pizza, că noi nu facem numai pâine, nu suntem brutari. E un cuvânt un pic, brutarul în Italia e ceva ca și cum... Să-ți explic. Trebuie să știi să faci pizza, pâine, dulciuri, un pic din toate. Un fel de șef. Am înțeles. M-ar fi la restaurant. Băieți, mă bucur foarte mult pentru voi și felicitări încă o dată pentru tot gestul pe care l-ați făcut în această perioadă, faptul că ați ajutat familiile nevoiașe, persoanele care nu puteau să trăiască în această perioadă și iată că voi le-ați ajutat. Asta contează cel mai mult. Felicitări din toată inima. Mulțumim din suflet, Cătălin. Vreți să mai salutați pe cineva din țară? La noi încă e permis cu dedicațiile în direct. Da. Vreau să-l salut pe fostul meu antrenor care a făcut frumoasa vârstă de 69 de ani, acum câteva zile, domnul Ghețu Dumitru, fost antrenor al lotului național de juniori în anii 2000. Îl salut și îl respect și îl voi iubi toată viața pentru tot ce a făcut pentru elevii lui și în special pentru mine și îi doresc toată sănătatea din lume. Ghețu Dumitru! Mulțumim mult, băieți! Iar eu vreau să-l salut și să transmit sănătate multă lui tata. Data trecută s-a enervat, de ce? Bă, numai pe mama, azi tot pentru tata meu, îl iubesc mult, sănătate numai bine! Sănătate, aveți grijă de voi, băieți, felicitări din toată inima!